Traversăm o perioadă în care prețul unei plăci video a ajuns la cote îngrijorătoare, cu modele precum RTX 4090 ajungând să coste peste 9000 de lei, în cel mai bun caz. Și nici 4080 nu este vreo bragă ieftină pentru bracketul ei de preț și performanță. Dar chiar ai nevoie de tot ce are de oferit o astfel de placă video? De fapt, de aici mi-a și venit ideea acestui video. Și era să uit, ar mai fi ceva mic și neimportant. Faptul că am primit ieri în test noua Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition și, ca să fiu sincer până la capăt, pare cam cea mai tare placă din toată lansarea RTX 4000 de la Nvidia de până acum, este și prima la care prețul este chiar uman, desigur, asta dacă se adeverește a fi același cu cel comunicat de producător, în momentul în care ai să ajungi la raft ca să o iei cu tine acasă. Un lucru pe care l-am tot reproșat plăcilor Nvidia în ultimii ani a fost legat de formatul acestora. Mama măsii, până și RTX 3050 vine cu 3 ventilatoare. Și până acum, toate plăcile din seria RTX 4000 au fost din nou imense, a se vedea RTX 4090, 80 și 70 Ti. Doar că de data asta măcar avem o distribuție Founders Edition Dual Slot, scurtă, ușoară și, cel mai important, eficientă. Iar asta pe RTX 4070, adică un model destul de șmecher. Și dacă tot am ajuns la placa video în sine, vreau să încep prin a spune că RTX 4070 aici de față s-ar putea să fie și cea mai bună lansare din ultimii 2 ani când ne uităm la raportul preț-performanță. Am verificat cu Nvidia chiar înainte de lansare, iar MSRP-ul pentru placa asta ar fi de 3349 de lei. Hai, punem la socoteală taxe, partea magazinelor și mai știu eu ce și tot ar trebui să coste sub 4000 de lei. Sau cel puțin așa sper. Pentru că în banii ăștia primești ceva ce este practic o versiune revizuită a unei plăci excelente din generația trecută, RTX 3080. Și veți înțelege de ce spun asta. Dar înainte să trecem la performanța propriu-zisă, hai să ne uităm pe repede înainte peste specificațiile noii RTX 4070. La prima vedere, nu pare să fie mare lucru de capul ei, sau cel puțin nu atunci când o comparăm direct cu RTX 3080. Dar există și niște explicații pentru unele dintre valorile mai mici din acest tabel. Haide să luăm de exemplu nucleele Tensor și de Ray Tracing. Deși 3080 are mai multe ca număr, cele de pe RTX 4070 sunt next gen, adică sunt mai eficiente decât cele anterioare. RTX 4070 vine cu 184 de nuclee Tensor din cea de-a patra generație și 46 de nuclee RT din a treia generație. După care ajungem la frecvențe, iar aici nu mai încape comparație. Unde RTX 3080 atingea o frecvență de altfel foarte bună de 1710 MHz, noul 4070 face un boost numai puțin de 2475, adică o îmbunătățire de vreo 45%, și veți vedea că asta atârnă binișor în jocuri. După care avem memoria. Cu toată puterea brută pe care ar fi putut-o avea în diverse alte departamente RTX 3080, ea era ținută pe loc de cei doar 10 GB RAM. RTX 4070 adaugă la valoarea asta încă 2 GB, deci 12 GB RAM. În rest, specificații similare. GDDR6X, 19 GBPS pe 3080 și 21 pe 4070 și cam atât. Asta nouă are lățimea de bandă mai mică, la 504 GB pe secundă. Dar aici vreau să fac și o paranteză. Chiar testam zilele trecute The Last of Us Part 1 pe PC pe un Radeon RX 7900 XTX, cu totul dat la maxim. Și aveam un consum de 14,7 GB de memorie video la rezoluție 2560x1440. Asta nu arată bine deloc pentru cei doar 12 GB de memorie de pe 4070 și cred că asta o descalifică oarecum din start din postura de placă video dedicată pentru gaming 4K. Sau cel puțin nu în jocuri AAA abia lansate sau care vor ieși în curând. Iar ăsta este crudul adevăr, pentru că jocurile vin cu cerințe din ce în ce mai mari, iar producătorii de plăci video sunt cel puțin la fel de vinovați pentru că le oferă plăci care să permită asta. Și ăsta este și unul dintre motivele pentru care cei 20 de giga de memorie video de pe RX 7900 XT, placă de 1000 de euro, nu arată deloc ciudat în categoria asta de preț. Sau cei 24 de giga de pe 4090. De-aia Nvidia înșiși au fost ponderați și au spus de la bun început că RTX 4070 este placa pe care ți-o cumperi atunci când vrei peste 100 FPS în jocuri noi, dar la rezoluție 1440p. Iar promisiunea asta și-o respectă, cu niște rezultate care m-au surprins plăcut și m-au făcut să mă întreb de ce a durat atât de mult să primim placa asta. Am tot comparat până acum noul RTX 4070 cu 3080-ul generației trecute
Și chiar dacă nu prea se potrivesc din punct de vedere al specificațiilor, în practică, de fapt, lucrurile sunt mult mai echilibrate. Atât de mult, încât uneori nu ai cum să observi diferența dintre cele două plăci. Așa că le-am trecut pe ambele printr-o sesiune de testare riguroasă, cu jocuri la detalii maxime, cu și fără ray tracing, cu și fără DLSS. Rezoluțiile testate, că e două, sunt 1080p și 1440p, întrucât Nvidia susține că aici este terenul de joacă al noii RTX 4070, deci prin asociere și al vechii RTX 3080. Testele au fost realizate pe platforma noastră rezidentă, mereu aceeași, care include un procesor AMD Ryzen 9 7950X, 32 de giga de memorie RAM DDR5 la 6000 de megatransferuri pe secundă și un SSD Kingston PCI Express 4.0 de 2 tera pentru a elimina orice formă de bottleneck. Setările in-game au fost maxed out, întrucât ambele plăci sunt puternice, iar treaba stă cam așa. La rezoluție Full HD vedem o luptă extrem de strânsă în mai toate jocurile. Începem cu A Plague Tale: Requiem, unde ambele plăci sunt umăr la umăr. Am să verbalizez doar rezultatele obținute de RTX 4070, iar comparația cu RTX 3080 o puteți vedea pe ecran, alături de rezultatele cu RTX și DLSS activ. În Plague Tale: Requiem avem o medie de 94 de cadre pe secundă. O reușită impresionantă, ținând cont că jocul este destul de dificil de rulat, iar cu DLSS activat, performanța crește încă și mai mult. Mai departe, avem Call of Duty Modern Warfare 2, unde avem o medie de 148 de cadre pe secundă. Aici avem parte și de un mic boost din partea DLSS-ului și trebuie să mai menționez încă o chestie. Rezultatele de aici sunt obținute cu DLSS 2 pentru a face comparația posibilă. Am testat RTX 4070 și cu DLSS 3 în câteva jocuri, dar toate la timpul lor. Să continuăm! Control oferă o medie de 162 de cadre pe secundă, iar aici observăm și prima victorie obținută clar de 3080. Dar asta fără ray tracing sau DLSS, pentru că de acolo treaba se echilibrează încă o dată. Mai avem ceva diferențe notabile în F1 2022 și Shadow of the Tomb Raider, dar nimic care să ofere un câștigător clar. Urcăm rezoluția la 1440p și ajungem la noul sweet spot al acestei generații. Nu e rezoluția asta chiar 4K, dar nici Full HD. Această setare oferă un raport bun între rezoluție ceva mai mare, rate de refresh mari și cerințe rezonabile atunci când vorbim despre placa video. Și avem din nou egalitate între RTX 4070 și RTX 3080. De-a lungul întregii sesiuni de testare, plăcile s-au comportat similar și cred că ăsta este un argument destul de solid pentru ce am spus și la început, că sunt asemănătoare ca performanțe. Deși are mai puține nuclee ray tracing, cumva RTX 4070 a avut cam aceleași rezultate cu 3080. Iar aici intervine, după cum am mai spus, diferența dintre generațiile de nuclee. Nvidia și-a rafinat tehnologia în ultimii 2 ani și asta se simte. Situație valabilă și în cazul rezultatelor cu DLSS, unde la fel, diferența de personal dintre nucleele Tensor pare mare, dar în practică plăcile se comportă similar. Iar specificații mai slabe, dar performanță similară, nu poate să însemne decât un singur lucru. Consum și temperaturi mai scăzute pentru modelul mai nou. Iar aici Nvidia au nimerit-o bine, pentru că RTX 4070 consumă maxim 200W în full load, iar în jocurile testate am înregistrat o medie de consum de vreo 187W, adică cu mult sub aia 320 pe care îi suge 3080. Și, din ce am mai observat, fără spike-urile spre 400W de care ne-am lovit când am testat seria RTX 3000 acum 2 ani. Și cu un consum mai mic, sistemul de răcire mai mic al noii plăci, în comparație cel puțin cu celelalte lansări, s-a descurcat bine și am văzut un maxim de 74 de grade Celsius în utilizare. Bun, dar haideți acum să discutăm despre o chestiune care bănuiesc că îi frământă pe mulți în clipa asta, mai ales când privesc comparația dintre cele două plăci. Și mai ales că trăim în România. Dacă RTX 4070 are un MSRP de 3350 de lei și e la fel de bună ca un RTX 3080, înseamnă că pe asta din urmă o poți cumpăra la SH la preț mult mai bun și nu pierzi nimic. Corect? Doar că lucrurile nu stau chiar așa. În primul rând, haideți să discutăm despre factorul de risc. Chiar dacă găsești pe OLX o mulțime de anunțuri cu 3080-uri la prețuri bune, trebuie să-ți asumi că un procent semnificativ a fost folosit laminat. În unele cazuri, ăsta nu este un pericol, dar există și șansa să iei una care a fost hămălită zdravăn și întreținută prost. Mai sunt și cei care țin la garanție și la senzația oferită de un produs nou,
oricei care cumpără în rate și nu au opțiunea de second hand. Dar pe lângă astea, mai există și avantaje practice reale pe care RTX 4070 le are în fața plăcii mai vechi. Cel mai evident și mai important este suportul pentru DLSS 3 cu Frame Generation. Asta este tehnologia viitorului, ori așa pare după prezentarea lui Cyberpunk 2077 cu Path Tracing, acum vreo săptămână, două. Și odată activată setarea cu pricina, nici măcar RTX 4090 nu ține pasul și nu obține un frame rate jucabil. Dar cu DLSS 3 scoate peste 100 de cadre pe secundă și pe testele realizate de noi am înregistrat niște diferențe care ne-au lăsat cu gurile căscate. De notat că toate jocurile au rulat la rezoluție 2560x1440 cu detaliile la maxim și cu excepția lui Forza Horizon 5, toate au avut și ray tracing activat. Marea diferență între cele două seturi de rezultate este DLSS 3. Aici vedem clar îmbunătățirile pe care le aduce RTX 4070 în comparație cu 3080. Adică vorbim despre diferențe precum cea din Cyberpunk 2077. Fără DLSS 3, placa video a oferit un frame rate mediocru de numai 38 de cadre pe secundă. Însă nucleele Tensor și-au încordat mușchii și au crescut performanța cu 176%, adică de la 38 FPS tocmai la 105. În Forza Horizon 5 am rulat întâi fără ray tracing, dar am vrut să văd ce diferență înregistrez cu DLSS 3 activ, pentru că placa stătea la 100% load când mă jucam. Și chiar și fără ray tracing am obținut vreo 39% performanță extra și am sărit de la 124 de cadre la 172. Fiecare joc cu ray tracing care a rulat pe RTX 4070 a obținut o medie de cadre pe secundă cel puțin dublă odată ce am activat DLSS 3. Iar asta este enorm. Și trebuie să mai luăm în considerare și faptul că DLSS 3 include și o tehnică de reducere a latenței, ceea ce înseamnă că jocurile au rulat în continuare fluid, în ciuda framerate-ului mult mai mare, obținut oarecum artificial. Dar pare că așa o să arate viitorul atunci când discutăm despre combinația dintre gaming și AI. Iar cu FSR 3 pe vine, sunt curios cum va arăta lupta asta dintre Nvidia și AMD în viitorul nu foarte îndepărtat. Chiar dacă plăcile încep să semene, tehnologiile extra vor face probabil diferența. Și înainte de a încheia discuția și de a trage concluzia, vreau să mai adaug ceva. Deși în jocuri avem performanțe similare, mai există niște diferențe importante între 4070 și 3080, dar de această dată în favoarea lui 3080. Diferențe care fac din placa mai veche o alegere mai bună pentru scenariile de productivitate. Adică se va descurca mai bine în aplicațiile care folosesc nuclee CUDA, întrucât are simțitor mai multe. 8704 versus 5888 și vine și cu bas mai mare și de-aia mulți au deja un 3080 în sistem. Deci, dacă ai deja un 3080 și îl folosești pentru productivitate, RTX 4070 categoric nu este un upgrade, ci mai degrabă un side grade. Dar dacă vii de la ceva gen RTX 2070, fie el Ti sau Super, o placă precum asta mică și nouă de la Nvidia este alegerea perfectă. Iar dacă vrei ceva și mai solid în task-uri profesionale, poți oricând să arunci un ochi spre RTX 3090 second hand neminat, ori un 4080 sau, de ce nu, unul dintre Radeoanele noi, care sunt și ele interesante. După tot ce am discutat astăzi și în urma rezultatelor obținute de noul RTX 4070, n-ar mai fi multe de spus. Cred că produsul vorbește de la sine, iar dacă estimările mele se adeveresc și placa va fi disponibilă în magazine la mai puțin de 4000 de lei sau pe acolo, asta s-ar putea să fie și prima placă video care merită cumpărată din prima zi. Ar mai fi o mică precizare. Am spus mai înainte că nu este un model destinat gamingului 4K, dar asta nu înseamnă că ea nu poate. Desigur, nu în condițiile optime oferite de 4080 sau 4090, dar de putut poate și asta ar face din 4070 și prima placă video capabilă de oarece gaming 4K la mai puțin de 1000 de euro. Chiar dacă placa are doar 12 GB RAM, se poate opinti până la UHD. Problema apare însă în titlurile noi, care consumă peste capacitatea ei de memorie video, dar dacă te limitezi la detalii ceva mai mici și mai scazi din texturi acolo unde este cazul, nu cred că va fi joc la 4K care să o îngenuncheze. Și nu cu DLSS 3-ul ăla la bord. Toate astea la 4000 de lei? Cu prețurile din ultima vreme am ajuns să cred că e prea frumos ca să fie adevărat. Dar timpul ne va răspunde rapid și la întrebarea asta, pe măsură ce vor începe să apară la raft distribuțiile third party de la Asus, Gigabyte și alți din ăștia. Și țineți minte încă ceva, ca un soi de reper. Orice va fi peste 4000 de lei poate fi considerată nesimțire și orice este sub e un preț corect pentru o placă de felul ăsta. Și acum, credeți că am terminat? Hell no! Avem pentru voi o surpriză
cât un PC și nu orice PC, ci un Gamebox special pe care ghișce chiar așa îl cheamă. Gamebox Special aduce împreună două dintre cele mai mișto componente apărute în ultima săptămână, guys, și anume excepționalul Ryzen 7 7800X3D, pe care l-am calificat chiar aici pe canal ca fiind cel mai bun procesor de gaming făcut vreodată, și RTX 4070 lansat oficial azi. Este a match made in heaven și dacă nu apar belele cu stocurile și disponibilitatea, Gamebox Special este noua noastră jucărie de care suntem maxim mândri. Suntem probabil și printre primii care oferă un astfel de PC, care pune împreună două dintre cele mai noi și mai spectaculoase componente apărute în ultima vreme. Și este disponibil la precomandă pe zona.store din clipa asta. Restul configurației este pe măsura acestui combo stelar de procesor și placă video, un SSD ultra rapid de 2TB, 32GB de RAM DDR5, răcire cu lichid, o sursă ultra suficientă 850W Gold de la Seasonic, chiar dacă PC-ul ăsta nu va ajunge niciodată nici măcar în full load la astfel de valori. De fapt, pe testele noastre n-a trecut niciodată de 500. Dar am zis, mai bine să rămână decât să n-ajungă, poate pentru cazul unui eventual upgrade ulterior, și o carcasă Corsair 4000D cu clopoței și luminițe. Va fi un pic mai scump decât Gamebox 2, dar țineți cont că veți avea the latest and the greatest în materie de componente și asta încă din ziua 1. Desigur, ca de obicei, că doar trăim în România, mă văd obligat să fac încă o dată precizarea pe care o fac mereu când vine vorba despre sistemele noastre. Nu te oprește nimeni să-ți faci singur unul sau să găsești o variantă preasamblată mai ieftină. Asta ca să prevenim gargara inutilă și gratuită. Nu mai explic faptul că scufundăm ore, zile, săptămâni întregi în conceperea, configurarea, asamblarea, testarea, ambalarea și expedierea acestor PC-uri. Asta ca să nu mai vorbim despre problemele cu disponibilitatea, stocurile și prețurile distribuitorilor, care sunt mai schimbătoare decât vremea. Și toate astea, tot acest timp și efort costă. Și mai repet încă ceva, facem asta strict din pasiune, pentru plăcerea noastră și pentru comunitatea noastră. N-am intenționat nicio secundă să facem mass market sau să ne transformăm în ceea ce nu suntem, adică magazin de profil. Este o pasiune și nu o afacere și așa vrem să și rămână. Și adevărul este că nici nu prea are cum să fie afacere la ce margini sunt în domeniul ăsta. Dar na, dacă vrem și putem să o facem, de ce nu? Este o țară liberă și nimeni, absolut nimeni, nu vă obligă să achiziționați un astfel de PC de la noi, după cum nimeni nu vă poate opri să o faceți dacă eforturile noastre sunt pe măsura așteptărilor voastre și găsiți prețul ca fiind corect. Gata pe azi, abonați-vă pe Playground și, bineînțeles, spor la joacă!